O să spun o întrebare directă. Au venit noi acționari. Au băgat vreun leu până acum în conturi? Da, sigur că da. Sigur că da. Păi, în momentul în care au ajuns la club, erau, cred că, aproape 3 salarii de, da, de întârziere, deci au ajuns din urmă și totuși să ținem cont de faptul că Dinamo are și datorii curente foarte presante. Dinamo trebuie să treacă de momentul licențierii, deci au fost bani care au intrat și care s-au dus pe... Deci noi acționarii, Reden, doi deja au început să pompeze banii în club efectiv, fizic? Sigur. Au început să bage. Lasă de DB-ul care intrat, vă ajută. Au intrat bani în club de la. Deci au început, sigur. Deci direct de la Reden Dwight, nu de la altcineva, da, nu? Da, da, da. Deci au început și au început să vă pompeze bani care ați plătit ce? Salarii și cheltuielile curente. Salarii, cheltuieli curente și datorii foarte, foarte stringente pentru club. Bun, până acum câți bani au băgat? Din nou, sunt chestiuni de natură internă. Am înțeles, dar discutăm de câteva sute de mii de euro sau suma exagerată? Nu vreau să dezvălui cifre și chestiuni care țin de bucătăria internă a clubului. Dar sunt sume mari? Atâta te întreb? Sunt sume considerabile. Considerabile. Sunt sume considerabile și vă dați seama că nimeni nu și-asuma o asemenea poziție fără... Deci deja vorbim de câteva... Nu știu suma exactă, că înțeleg. Mai înțeles, deja oamenii au băgat sute de mii de euro prin care voi începe să creșteți. Oamenii și-au asumat, știu exact care e situația clubului, știu exact datoriile, știu scadențele, știu toate aceste. Deci din primul moment au început să bage bani în club. Și s-au asumat și au început să bage și bani în club. Bani importanți, adică nu că v-au băgat 20.000 de euro, că ăștia nu-s bani, nu? Am înțeles. Bun, cât vă costă licența, să luați licența per total? E acel 1.000.000 de euro sau suma a scăzut? Nu este departe de această sumă. Din nou, nu vreau să dezvălui aceste lucruri dintr-un motiv foarte simplu. Sunt discuții pe care le purtăm cu fiecare creditor în parte. Situația este una delicată. Știți bine că avem un plan de reorganizare aprobat la începutul sezonului precedent. Da. Nu la începutul sezonului actual, un plan de reorganizare care prevede 100% din datorii. Avem pentru chirografari să-și primească 100% din cadru. Avem nevoie bun, de... Bun, da, cât, deci bun, sunt am înțeles, lucruri, dar sunt licența, lucruri până ajungem la chirografar mai e. Licența vine acum, da? Bun, suma asta, cum ai zis tu, pe acolo, da? spre da, milion, da, de unde da, o scoateți? Ne vom lua licența, asta pot să spun. Se lucrează la toate criteriile, la criteriu financiar, criteriu juridic și criteriu sportiv. Vom obține licența. Deci ești sigur că veți obține licența? Da. Bun, în primul rând cu banii de la Reden Dwight? Bineînțeles, și contribuția Reden White este una esențială, este acționarul majoritar al clubului și... Deci, din toate discuțiile, din toate calculele, pentru că îți dai seama, se uită zeci de mii de oameni, care știi bine cât suporteri aveți, din toate calculele, din toate discuțiile, din toate haircut-urile, din toate... și așa mai departe... Vom obține licența. Veți obține, garantat, chiar dacă suma este de aproape 1.000.000 de euro, care e imensă? Vom obține licența, este... Adică totul... Vă dați seama. Sume, ați identificat de unde luați banii? Despre asta e vorba. Dincolo de sumele pentru licență, mai sunt sume pentru alte datorii curente și mai sunt sume pentru creditorii de la masa credală. Deci toată lumea implicată în acest proiect știa foarte bine situația exactă a clubului, știa bine de câți bani e nevoie ca Dinamo să iasă din insolvență și de câți bani e nevoie pentru ca Dinamo să-și atingă. Bun, și ați identificat, să zicem, sportiv, sursele de finanțare pentru banii ăștia, pentru acest milion sau cât o fi, că probabil e mai mult? Da. Deci aveți bani. Bun, deci Reden Dwight, că asta întreabă lumea, că uite, primez mesaje, bagă bani, că asta e foarte important. Am spus deja că au contribuit deja și vor contribui în continuare. Cum ți se pare? Noi cei de la Reden Dwight? Da. Niște oameni cu o viziune complet diferită față de ceea ce față de majoritatea celorlalți acționari ai cluburilor de fotbal din România, niște oameni profesioniști, sunt antreprenori, sunt oameni cu experiență, cu expertiză.
alături de mine îl am acum și pe Andrei Nicolescu, care are o experiență foarte frumoasă la Rapid. Și un tip care se vede pe el că se pricepe. Mi se pare un tip țiplă, așa. Și da, cu cunoștințe juridice, nu doar neapărat de management. Da, sigur că da. Este avocat de profesie, are și o experiență foarte frumoasă la Rapid. A fost o persoană esențială în povestea frumoasă de la Rapid. A fost determinant în renașterea clubului Rapid și mă bucur că este alături de mine în echipa de management. Bun, ți se par, ai spus că altă viziune, adică cum adică cu altă viziune? Noi reconstruim clubul Dinamo pe premise foarte sănătoase. Moderne, oarecum? Moderne, cu siguranță. Avem un plan pe termen lung, avem obiective pe termen mediu și obiective pe termen scurt. Există un plan de business pe care îl urmăm și îl vom urma cu strictețe. Și considerăm că acesta este modul în care ar trebui organizat un club de fotbal. Deci tu îi vezi pe niște oameni cu o viziune modernă asupra ideii și de fotbal și de business, care e Dinamo? Da, cu siguranță. Adică vor fi niște oameni care, după părerea ta, toți împreună, practic vezi revoluționa această imagine de club prăfuit și așa mai departe? Da, cu siguranță sunt deja pași pe care îi facem în acest sens, inclusiv la nivel de comunicare, chiar dacă momentan organigrama clubului e una extrem de restrânsă, totuși ne aflăm în insolvență și nu putem face schimbări peste noapte și nici nu vrem să facem lucruri pe repede înainte, așa că o să creștem foarte sănătos, o să alegem oamenii potriviți în fiecare departament. Dar deja cred că se văd niște lucruri la nivel de comunicare și Andrei a venit cu niște idei foarte bune și eu am foarte multe idei pe care n-am putut să le pun în aplicare din cauza lipsei resurselor, nu doar a banilor, și resurselor umane. Și, da, normal, că dacă n-ai oameni cu cine să o faci, n-ai cum.